Rasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, se află în aceste zile în vizită pastorală la românii din Norvegia. Ierarhul a oficiat astăzi Sfânta Liturghie în parohia românească din Molde și a botezat doi copii din comunitate. Cu darul prea milostivului Dumnezeu am ajuns la dumneavoastră și este frumos și la propriu și la figurat, deoarece am botezat acești minunații copilași din comunitatea noastră și ne bucurăm în mod deosebit pentru Ana Sofia, deoarece prea milostivul Dumnezeu a ridicat-o din boală și din primejdie de moarte. La două săptămâni după naștere a contactat un virus foarte puternic și a fost internată în mai multe spitale, însă noi cu toții am înmulțit rugăciunea și mi-aduc aminte că odată când era în stare gravă, Bunica cu lacrimi m-a sunat și eram în aeroport cu mai mulți frați creștini și surori creștine, și ne-am retras undeva și ne-am rugat cu toții cu lacrimi pentru Ana Sofia. Și la scurtă vreme am aflat că și-a revenit. Deoarece, așa cum știm cu toții, de patru ori i s-a oprit resuflarea, însă Dumnezeu s-a milostivit spre ea, spre părinții ei, spre bunici și spre noi toți, fiindcă rugăciunea stăruitoare a frățimii și a împreună pătimirii, iată, face minuni. Așadar, acum aducem rugăciune de mulțumire cu toții, prea milostivului Dumnezeu și îl rugăm să ne scoată la limanul cel neînviforat, din toate greutățile, din toate apăsările, din toate primejdiile și să ne bucurăm în lumina învierii, să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate și mai cu seamă pentru faptul că ne-am împărtășit acum la liturghie cu preacuratul său trup și cu scumpul său sânge. La final, copiii prezenți au primit din partea preasfințitului Părinte Macarie mai multe daruri.